Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Jocuri și glumițe la Boceni. La Botoșani ce s-a întâmplat? La Boceni, doi domni au ajuns la urgență după ce unul i-a prins celuilalt de un picioruș în părculeț, niște cătușele pe care n-au mai putut să le desfacă. Ei au relatat medicilor și polițiștilor că în timp ce se plimbau prin parcul Mihai Eminescu au găsit o pereche de cătușe. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut, mă încătușau băieții toți. Tu chiar nu m-ai plăcut? Nu cred așa ceva. Mă scuzați? Da. Cum se întâmplă, mă, băiatule? Mergi prin parc, ia uite niște cătușe. Da. Ce hai să facem noi cu ele? Să ți le prinde picior. Hai să te prind un pic în joacă. Unul dintre ei, deci, i-a prins de picior. Ce râs, mă, Luca? Băi, dar medicii de la urgență au niște povești cu chestii de-astea, cu diverse accidente care se întâmplă. Unul dintre ei, deci, i-a prins de picior celuilalt o cătușă în glumă, apoi a descoperit că n-avea o cheie. Încercând să le libereze, da, cică, mai rău l-a strâns. Manoli, Manoli, meșterii Manoli, cătușii care o mă strânge, gleznișoara îmi frânge. Au, au, au. Dar veni. Personalul medical a sunat deci la poliție, un polițist a venit și a desfăcut cătușele, care erau un model mai vechi scos din uz. Retro. Retro. Reprezentanții, aici citez din ce scrie în ziare.com, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au declarat pentru news.ro că în urma incidentului nu a fost deschisă anchetă, pentru că nu există indicii privind comiterea unei fapte penale sau contravenționale. Așa, foarte bine. Libertate pentru încătușații din parcurile botoșanene. Ceva fapte o fi fost. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.